Așa cum a spus Ion Creangă, nu știu alții cum sunt, dar eu chiar dacă aș fi obosit sau cumva, în momentul în care este vorba să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, acolo toate lucrurile sunt uitate, pentru că avem ceva cu mult mai însemnat decât orice altceva, orice ar fi în viața noastră. Și așa se pare că s-a întâmplat după amiaza aceasta, când am dat prioritate în venirii noastre în locul acesta dintre multe posibilități. Dragii mei, în această încheiere a miniseriei noastre, drumurile se întâlnesc la cruce, după ce am văzut în prima întâlnire a noastră, tu care mustri pe Dumnezeu, ai prins ideea cum El mustra pe Iisus pe cruce, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos și dă-ne și pe noi, și acum ai înțeles despre ce este vorba. A văzut că, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu nu era să se dea jos de pe cruce, ci era să transforme inimile oamenilor care priveau la cruce. Cea de-a doua, care a fost caut pe fratele meu, am văzut cum Dumnezeu a transformat acest om într-un misionar în cel mai cumplit moment pe care îl poate trăi o ființă umană. Acolo s-a petrecut lucrul acesta, era o lucrare mult mai însemnată decât orice altceva care se întâmplă. Iar în ocazia aceasta, înainte de dialogul nostru, vom avea o temă scurtă sub genericul Cerem și îți voi da cerul. A fost un sondaj făcut nu de mult, de o firmă serioasă, pe ceva coast to coast în Statele Unite, dintr-o parte într alta țării, și oamenii au avut ocazia să răspundă la o întrebare de-a dreptul amuțitoare: dacă te-ai întâlni cu Dumnezeu față în față, ce l-ai întreba? Sau ce îi cere să-ți spună? O treime dintre oameni au spus: dacă m-aș întâlni cu Dumnezeu, primul lucru pe care îl aș cere ar fi să mă ajute să înțeleg cu ce ocazie sunt eu pe aici. Asta ar fi întrebarea mea. Cu ce ocazie? Job description, cum zicem noi, sau care ar fi lucru și lucrarea mea pe pământul ăsta, dacă m-aș întâlni cu El? Au fost oameni așezați în postura în care suntem așezați, fiecare dintre noi știm sau nu știm lucrul acesta, tainic se petrece undeva, dar au fost așezați și confruntați cu întrebarea lui Dumnezeu: cerem ce vrei să fac pentru tine. A, mie nu mi-a spus așa, i-a spus doar lui Solomon, ar zice unul. Nu i-a spus doar lui Solomon. Se va arăta că în viață am fost așezați la această intersecție în care a trebuit să alegem un drum în viață și l-am ales. Dar nu numai lui Solomon i-a adresat Dumnezeu această cerere și ofertă. Spune-mi ce să fac pentru tine. Ci în același grad, această ofertă și întrebare a fost adresată orbului Bartimeu. Păi, bine, dar asta e Solomon și asta e orbul Bartimeu. Da, dar la Dumnezeu nu e diferență. Aceeași întrebare îi adresează el orbul Bartimeu. Zice: ce vrei să fac pentru tine? Și orbul acesta se gândește și alege ceva în viață. Să-mi capăt vederea, a spus el. Aceasta a fost. Pe Solomon îl întreabă: tu ce vrei? Eu vreau să fiu smart. Vreau să fiu deștept, să mă descurc în mijlocul unor situații complicate. Dă-mi înțelepciune să fac dreptate. Vreau să fiu un judecător de acest fel. Nu știu, dar până astăzi problema asta nu e rezolvată. Oamenii nu sunt siguri că omul acesta a fost chiar înțelept în hotărârile pe care le-a luat el. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu și-a împlinit cuvântul. Nu înseamnă că nu i-a dat darul acesta pe care l-a cerut. Sigur i-a dat, apoi cum l-a folosit el, om vedea. Dar în ce-l privește pe Dumnezeu, sigur el nu a rămas dator, că el nu rămâne dator. Acum, în locul acestui cuțitar devenit misionar pe cruce, în locul acela el are posibilitatea aceasta. Și dacă te-ar fi întrebat pe tine: dar tu ce-i cere lui Dumnezeu într-o astfel de situație? Nu știu câți dintre noi nu am fi complexați pe loc. Au arătat într-un studiu psihologic că în momentul când ai mai mult de două opțiuni într-o problemă de ales, deci între mai mult de două opțiuni, din clipa aia intri în confuzie. Când ai de ales cu te duci la magazin și găsești aceeași vopsea cu aceeași cu apă, dar în diverse culori, în 100 de variante, nu mai știi încotro s-a pus. Și atunci, în realitate, omul nu alege, ci omul cu
culege ea ceva ce... Pentru că e imposibil să compară 100 de variantăți și așa mai departe. Dacă ai fi fost în locul omului acestuia, sub această de neimaginat suferință, în mijlocul unor evenimente atât de tulburătoare, o așa cascadă de trecere de la o stare la alta, a fost răstignit între doi tâlhari și a sfârșit prin a fi răstignit între un tâlhar și un misionar. Dacă ai fi trecut prin toate acestea, ce ai fi cerut? Oamenii au cartea vieții, fiecare om are cartea vieții lui și într-o împrejurare, de un fel sau altul, are posibilitatea de a răspunde acestei chemări a lui Dumnezeu. Spune-mi ce vrei să fac pentru tine. Spuneți-mi într-un cuvânt ce a ales omul acesta. Din tot cerul, din tot nou Ierusalim, din toată viața veșnică, din toate ce nu se mai poate imagina, ce ar putea da Dumnezeu cuiva, pământul, stelele de pe cer și toate, spuneți-mi ce a ales omul acesta. Cum ați putea voi să formulați într-o expresie scurtă? Ce a ales omul ăsta să ceară dintre toate posibilitățile care le-a avut? Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Ce a ales omul ăsta? Cum? Exact, da. Omul acesta n-a cerut nici paradisul, nici viața veșnică, nici locul de verdeață, nimic altceva, a cerut memoria lui Dumnezeu. N-a cerut să îi se facă vreo favoare. Ia-mă cu tine sau dă-mi așa, sau ia-m suferințele astea, sau dă-mă jos după cruce, sau... Nu, nu a cerut nimic absolut altceva decât vreau să știu că îți vei aduce aminte de mine. Amintirea ta, memoria ta, pentru mine este cel mai scump lucru care mi se poate întâmpla. Și asta este tot ceea ce... Nu mi-aduc aminte de nimeni să mai fi cerut așa ceva în istorie. Probabil că au mai fost și alți oameni. Nu-i știm noi. Dar această cerere în sine este pur și simplu cutremurătoare. Cum privea el pe Dumnezeu? Cu ce ochi privea el pe Dumnezeu? Ce însemna pentru el acest lucru, adu-ți aminte de mine? Dacă tu îți vei aduce aminte de mine, nu există un lucru mai scump pentru mine decât aceasta. Nu îndrăznește să ceară mai mult, nu, nici de cum. Putea să ceară, dar nu îndrăznește. După cum ofițerul roman nu îndrăznește să spună, hai până la mine acasă, nu mai veni, nu veni. Zi un cuvânt, atât. Omul acesta, misionarul de pe cruce, merge mult mai departe decât ofițerul roman și nu mai zice, zi un cuvânt, ci să ai un gând cu privire la mine. Doar un gând. Adu-ți aminte de mine. A fost un moment pe care probabil doar veșnicia îl va putea dezvolta și îi arăta valoarea. Dar atenție! Nimeni nu adresează o cerere ca aceasta hocus pocus. Te-a venit în minte atunci, pac, s-au dat cu zarurile, luăm numărul 3. Nu s-a întâmplat așa. Este un sistem de valori în viața noastră la care construim întreaga viață. Prin tot ce facem, prin tot ce zicem, construim la acest sistem de valori. Și selectăm și rafinăm și alegem și abandonăm unele și adoptăm altele și rămânem cu această valoare supremă a vieții și ființei noastre. Din toate aceste lucruri, e produsul umblării de o viață întreagă. Nu este o întâmplare aceasta. E produsul umblării de o viață întreagă. Și el dovedește pe calea aceasta că la așa ceva s-a gândit toată viața. Aceasta a fost lui valoarea supremă a vieții lui. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Am cântat noi aici, de azi moartea mi-e câștig. Vreau să vă spun că am aplicat acest text unui tânăr care murea într-un spital din Madrid, a și murit foarte repede, după ce am stat de vorbă. În ultimele, probabil, 3 săptămâni nu putuse să vorbească și cumva i-a dat Dumnezeu această ușurare pentru o perioadă de 10-15 minute cât am vorbit. Și el era înspăimântat de perspectiva morții, știa că va muri. Era înspăimântat de lucrul acesta și am explicat textul acesta. I-am spus, uite, moartea este egală cu viața când e vorba de Dumnezeu. E la fel de importantă. Și anume, Hristos va fi proslăvit
fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Zic, sunt egale, au numitorul comun care înseamnă proslăvirea lui Dumnezeu și nu mă interesează dacă trăiesc sau mor. Pe mine mă interesează ca prin viața sau moartea mea Dumnezeu să fie proslăvit. Aceasta am stat de vorbă cu acest tânăr care trăia experiența aceasta. Și cu greu și-a putut exprima emoțiile, ce niciodată n-am știut acest lucru, niciodată nu m-am gândit. Zic că ți-am citat din Scriptură acest cuvânt. Și apoi l-am rugat, i-am spus, acum să ne rugăm, când am încheiat discuția noastră. Și a zis, eu nu pot să mă rog, că eu tușesc groaznic, eu nu pot să mă rog. Și am spus, nu, fii atent, eu mă rog pentru tine și tu n-ai să tușești când ne rugăm. Și m-am rugat pentru el și, într-adevăr, n-a tușit niciodată când ne-a rugat, s-a rugat liniștit, m-a rugat alături de el. La puțin timp a murit și imediat dimineața m-a sunat soția dumnealui. Și mi-a spus, zice, e adevărat că ai vorbit cu el ieri, când eu am încercat de atâtea ori să vorbesc cu el prin sticlă. N-a fost posibil că el nu vorbea. N-a putut să scoată niciun cuvânt. Și am spus, am vorbit deschis, deslușit, uite tema. Spune-mi orice cuvânt, a zis că e foarte important pentru mine. Spune-mi orice cuvânt și am spus orice cuvânt. A revenit memoria. De fapt, nu era memoria, era trăirea. Am retrăit această împrejurare cu el. Dar în fața adevărului Dumnezeu, moartea a devenit ceva, că numai că este o taină despre care am cântat noi la început. Într-adevăr, a muri e un câștig dacă a trăi este Hristos. Dacă nu este acesta, cealaltă este spaima spaimelor. Omul nu are niciun fel de echipament pentru a întâmpina moartea, el nu a fost creat pentru așa ceva, este total vulnerabil în fața morții. Dar dacă a trăi este Hristos, atunci cu adevărat moartea devine un câștig. De aceea omul acesta adresează această de nedescris cerere. Doamne, nu cer altceva decât un loc în memoria ta. Cred că ești împărat, cred că vei veni în împărăția ta, nu cer altceva decât să-ți aduci aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Dincolo de această adâncă și dumnezeiască umilință, va fi greu să găsim o altă valoare cu care să înlocuim, nici atât să o depășim. Doamne, dacă vrei, îi spune un om Domnului, dacă vrei, poți să mă curățești. Nu, el n-a spus, curățește-mă, ci a spus, uite, dacă vrei. Dacă vrei, poți să mă curățești. Și Domnul a spus, da, vreau, fi curățit. Acum, altul care a auzit această istorie, vine și el și spune, Doamne, dacă vrei, poți să-mi iei țepușul acesta. Și Domnul a zis, vreau, se poate, dar nu ți-l iau. Păi atunci, cum vrei dacă nu? Da, vreau, din toată inima. Dumnezeu nu necăjește cu plăcere, spune Sfânta Scriptură. Nu voiesc eu moartea cuiva, Dumnezeu nu are legătură nici în actul voinței cu moartea, că moartea e plata păcatului, nu plata lui Dumnezeu. Dar spune așa lui Pavel, harul meu ți este de ajuns. Acolo când omul acesta a cerut, adu-ți aminte de mine, a primit răspunsul pe loc, nu de la colegul lui de fapte, ci a primit răspunsul de la cel care a spus, eu sunt adevărul, și a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Locul lui, memoria lui Dumnezeu, nu putea fi niciodată negat de cineva, de religie, de preoți, de puteri sau de măriri, de regi din lume. Nimeni nu putea să stea între cererea lui și răspunsul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus, așa va fi, amin, așa va fi și așa este. El primește acolo a doua șansă. Viața, cum zic americanii, you blew it up, ai bușit-o, ai explodat-o, viața. Dar Dumnezeu îi dă a doua șansă și a doua șansă este alături de Iisus pe cruce. Și prinde a doua șansă. Și omului celorlalte a fost dată a doua șansă. Nu știu dacă a înțeles sau n-a înțeles. Lăsăm pe Dumnezeu să judece aceste lucruri. Noi putem decât să cităm faptele care sunt. Ce e dincolo de lucrul acesta, nu ne dăm seama. În orice caz, faptul că acest om a exprimat o așa cerere, tulbură sufletul nostru materialist, care vrem de la Dumnezeu ceva anume, cumva anume,
și ne face să simțim adâncă umilință înaintea unei cereri lipsite de orice formă de egoism, de că dacă mă pune pe vreo... Scrie-mi și mie numele acolo pe, în galeria asta, era ceva, dar în memoria lui Dumnezeu nu se vede lucrul acesta. Adânca lui umilință este câștigată acolo. Eram la, în vizită la penitenciarul Craiova, la secția condamnați pe viață. Noi nu avem hașul aici în România, pedeapsa cu moartea. Eram acolo, domnul general Chiș îmi refuză cererea de a, că am cerut să vizitez secția aceasta, să duc Evanghelia acolo și dânsul mi-a refuzat, a spus, nu pot niciodată așa ceva să fac. Te pot omorâ pe loc ei și nu au nicio altă pedeapsă, că nu există pedeapsă, că te-au omorât pe loc și s-a trebuit. Mâine ești în evenimentul zilei pe prima pagină, mi-a spus dumnealui. Domnul general, Dumnezeu merge cu mine. Lasă, Nicu, eu înțeleg cu asta ce ai spus tu, dar nu există. Până la urmă a spus, zice, uite, îți dau permisiunea, dar trebuie să meargă cineva în armat cu tine. Dacă mișcă unul, nu mai mișcă. Și am spus, nu putem să predicăm Evanghelia cu sabia lui Petru acum, n-avem cum, zic. Vorbim cu Petru să lase sabia acasă și să vină la biserică, nu să vină aici cu așa. Dar dânsul insistă și până la urmă îmi dă voie să merg. Urmează să ne întâlnim cu soția, cu dumnealui și eu totuși am să-l întreb, pentru că eu am văzut după colț, dânsul a spus că nu merge nimeni cu arma cu mine, dar am văzut după colț pe unul care stătea acolo. Cred că a fost cineva totuși după colț. Și am întâlnit la o masă mare viețașii, cei care erau condamnați pe viață. Un tânăr care a comis 13 crime, un altul care a comis 4 crime în Halta Dârza, un altul care a dezmembrat pe prietena lui și... niște pagini care nici n-ar trebui să existe vreodată în conștiința omenirii s-au întâmplat în realitate. Unul dintre cei care erau acolo are o întrebare, cum o să avem și noi acum ceva întrebări. Și unul are o întrebare, dar nu prea îndrăznește să întrebe. Și atunci un altul îi dă cu cotul, zi-mă, spune-mă. Și dânsul îmi spune, și mă, domnule, e păcat să te omori? E păcat să te sinucizi. Un băiat așa de curat, așa de frumos, mă gândeam la părinții lui. Ce trebuie să suferi? Mult mai ușor, mai puțin suferi când ești în închisoare decât cel care te știe acolo. Tu te adormi în închisoare noapte bună, cel ce te știe acolo și te poartă pe suflet e cu tine în fiecare clipă, arestat acolo în aceeași închisoare. Și mă tot frământ ce să răspund, pentru că îmi dau seama că de răspunsul acesta se poate lega o hotărâre a lui. Și schimbăm câteva gânduri, insist ca omul acesta să renunțe la gândul ăsta, nu mai practica așa ceva, nu căuta nici da, nici nu, nu intra în dialog cu un astfel de gând, nu ai de ce. Nu, dar mi-a spus, este inevitabil. Pentru că eu dacă aș ieși în seara asta, m-ar elibera și mi-ar da drumul pe stradă, primii oameni care m-ar recunoaște m-ar omorâ. Vă mai amintiți de așa ceva în Biblie? Caina a spus, ce oricine mă întâlnește mă omoară. Nu era situația aceasta, dar în conștiința lui așa era. Și stând în rugăciune acolo, am primit de la Bunul Dumnezeu lumine și am spus, băiatule, ai dreptate. Dânsul a spus, ce numai moartea mă poate scoate dintr-o situație ca asta. Zic, în final i-am dat dreptate. Și am spus, este adevărat. Nimeni niciodată nu poate să refacă recordul tău, ce ai făcut și ce s-a întâmplat, nu se poate întoarce înapoi. Și nimic altceva, nu există loc sub cerul în care tu te poți ascunde de tine însuți. N-ai cum, te duci cu tine însuți oriunde, așa că rămâne această opțiune. Dar, îi spun eu lui, există două feluri de a muri. Unul este să mori în păcatul tău și alta este să mori față de păcatul tău. Și am explicat această noțiune, băiat inteligent, foarte inteligent, student cu studii superioare și... I s-a luminat fața și îmi spune, domne, dă-mi și mie un seminar din ăsta. Eu dădeam niște seminare care sunt, dă-mi și mie un seminar din ăsta. I-am dat acest seminar, este încă în viață. Deci e totul bine. M-aș bucura într-o zi să pot să vizitez. Dar doar atunci moartea este un câștig, când a trăi este Hristos. Dacă nu, este cu totul și cu totul altceva. Sunt ocazii rare pe care le oferă Dumnezeu fiecarei ființe umane, dar nu fiecare ființă umană alege valorile sau lucrurile privite prin ochii lui Dumnezeu. Nu fiecare dintre noi. Și nu suntem în necunoștință. Romanii capitolul 1 spune, nu se pot dezvinovăți.
Nu există scuză să explică, uite de ce am făcut eu lucrul ăsta. Nu, este deliberat, este în plină lumină. Au fost câteva momente în istoria sacră în care Dumnezeu a făcut o astfel de ofertă și ca o licitație. Cine, nu știu aici cum se fac licitațiile, dar în America vorbesc ăștia cu o viteză, n-ai pomenit, ca să nu înțelegi nimic practic și te pomenești că un prieten al meu care săptămâna trecută a cumpărat o barcă săracu pe care n-a licitat. Zic, cum ai luat-o așa ceva, mă, frate? Și a dat de sub pe ea. Păi zice, eram ocupat, stam la telefon și mai trimiteam și acolo și n-am observat că s-a schimbat și am luat ce n-am vrut să se întâmplă. Dar a fost o licitație extraordinară pe care a adresat-o Dumnezeu și licitația a fost câștigată de un om spurcat la gură. Știți că există astfel de oameni. Știe cineva despre ce e vorba? Cine va merge pentru noi? Aceasta a fost licitația. Isaia. Și Isaia câștigă licitația. Iată-mă, trimite-mă. Dar după ce a câștigat licitația, și-a dat seama că era spurcat la gură. Și a zis, ce mă fac, Doamne? Sunt un om. Eu zic ce nu trebuie și fac ce nu trebuie. Dumnezeu nu i-a spus, e ok, merge și așa. El nu face treburi de astea. El știe că lucrul ăsta duce în final la moarte. Din cuvintele tale vei trăi, din cuvintele tale vei muri. Și atunci a pregătit pe omul pe care l-a chemat. Licitația a fost câștigată. Dar a apărut o altă licitație. Cine merge să evangelizeze Babilonul? Cine se merge să evangelizeze? Preos, profesor, cineva, cine merge să evangelizeze Babilonul? Licitația a fost câștigată de 4 băieți cu minți. Daniel și cei 3 prieteni ai lui. Ei au câștigat. Cine merge să evangelizeze Egiptul? Cine merge să vorbească despre Dumnezeu în Egipt? Cine scapă țara de la pieire? Licitația a fost câștigată de un băiat care nu putea să suporte cuvinte rele pe care le spuneau frații lui. Acolo a fost câștigată. O altă licitație a fost aceea în care cineva a uns pe Iisus pentru jertfă, cum ne-a uns pe noi pentru slujbă. A venit cineva, vă dați seama că cel care te-a uns pentru slujbă este unul care este mai înalt decât tine și el face lucrarea aceasta. Dar asta s-a împiedicat Ioan Botezătorul când a fost să boteze pe Iisus. A zis, nu pot, frate, că, cum să te botez eu pe tine? A spus el. Dar cine a câștigat licitația aceasta să ungă pe Iisus? Maria. O femeie cu reputație și cu niște parfum ciudat la ea. Greu de explicat așa ceva. Și Domnul a zis altă dată, cine merge în fața împăraților să ducă Evanghelia? Cine va merge între popoare să facă lucrul acesta? Și a câștigat Evanghelia un om sângeros, un om cu mâinile pătate de sânge, pe care noi niciodată nu l-am fi acceptat membru aici în biserica noastră. Da, niciodată așa ceva. Nici dacă însuși Dumnezeu venea aici și îl propunea pe el membru aici, imediat s-ar fi ridicat unii din biserică. Cine? S-a și văzut lucrul acesta. Anania discută cu Iisus, Iisus îl propune pe acesta, pe Saul din Tars. Și Anania se ridică, Doamne, nu cunoști situația, păi întreabă-ne pe noi care suntem aici, vii tu să ne spui nouă treaba aceasta. Și știi cine e omul ăsta? El a câștigat licitația, zice, știu cine e omul ăsta. Cine este? Este un vas ales. Nu se poate așa ceva. Cum să fie un vas ales omul ăsta care suflă amenințare împotriva bisericii și care el însuși povestește mai târziu, uite ce s-a întâmplat. Și Domnul spune, nu, omul acesta este un vas ales. Când se uită, omul vede într-adevăr pe femeia aceea cu reputația căzută, pe omul acela care vorbea urât, asta vede omul, dar în același om Dumnezeu vede cu totul altceva și a spus, nu, acesta este un vas ales, omul acesta, care va duce Evanghelia lui Dumnezeu împotrivă, în fața împăraților și în fața națiunilor. Asta este ce vede Dumnezeu. Toți care suntem aici am fost chemați și primiți pe bază de credit, nu pe bază de fapte. Absolut nimeni.
Ce făceai când te-a chemat Dumnezeu? Eu unul? Ce să fac? Fumam, jucam cărți, înjuram de Dumnezeu, beam apă, beam țuică, nu știu ce. Fumam într-o cameră până când se stingea lampa. Aveam lampă cu petrol pe vremea aceea. Și la un moment dat nu mai era nici urmă de oxigen, începea să pâlpâie lampa și, băi, deschide-ți ușa că se stinge lampa. Și deschideam ușa și gata, creștea, dar și nu învățam nimic din faptul că, uite, crește lumina, domne, acum dacă văd treaba asta, înțeleg altfel. Dar atunci nu m-a preocupat lucrul acesta. Dacă cineva m-ar fi văzut, niciodată n-ar fi crezut că am câștigat o mică licitație în colțul vieții mele. N-ar fi gândit lucrul acesta. Și acest lucru este adevărat cu privire la fiecare dintre noi. Fără îndoială că ați auzit de licitația aceea legată de tabloul numit Fiul. Ați auzit. Știți. A fost scoase. Da. A fost scoase galeria de a lor și tabloul acesta ciudat, Fiul. Am scris eu un articolaș despre el. O să-l supun domnului profesor să vedem ce mai rămâne din el după ce trece pe la domnul profesor. Dacă, da. Ceva zdrențe mai rămân oricum, mă gândesc. Dar ce este însemnat în această licitație, Fiul, este faptul că sufletul nostru este pus la încercare și sistemul de valori pe care l-am cultivat în viață și pe pământ ajunge să dicteze destinul nostru. Hai, treci mai repede cu ăsta, că să vină cele adevărate, cele importante. Și atunci cineva, cei mai săraci dintre cei săraci, au cumpărat acest tablou, Fiul. După care ciocanul judecătorului a lovit și a spus, licitația s-a terminat. Cine a cumpărat Fiul, împreună cu el, a primit toate lucrurile. Iar omul acesta a cumpărat ce era însemnat. Maria și-a ales partea cea bună și ce e cel mai frumos în aceasta este că niciodată nu-i se va lua și așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.